După ce în ultimele zile rata de infectare s-a menținut sub 3 la 1000 de locuitori, municipiul Drobeta-Turnu Severin va ieși din scenariul roșu. Cu această ocazie, restaurantele, cafenelele și sălile de jocuri se pot redeschide la interior, însă numai în limita 30% din capacitate. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Mehedinți a aprobat astăzi hotărârea numărul 55 prin care municipiul drobeta turnu Severin intră începând cu data de 18 aprilie 2021 în scenariul galben, după ce rata de infectare din ultimele trei zile a scăzut sub 3 la mia de locuitori. Totodată, la nivelul județului Mehedinți au fost înregistrate 18 cazuri noi de îmbolnăvire cu COVID-19 și 2 decese. Situația epidemiologică din județul Mehedinți de astăzi, 16 aprilie este următoarea, 735 persoane se află în carantină la domiciliu sala, locația declarată de aceștia. 150 de persoane sunt internate în spitalele suport COVID din județ, 357 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice. În ultimele 24 de ore în județul nostru au fost confirmate COVID-19, 18 persoane și au fost înregistrate două decese. Rata incidenței cumulative COVID-19 la mia de locuitori este de 1,82%. Tot în limita a 30% din capacitate, din data de 18 aprilie își pot relua activitatea cu publicul, teatrele, cinematografele, muzeele și bibliotecile, cu respectarea măsurilor sanitare și de distanțare fizică.